Vă salut, prieteni! Bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. În acest video vom vorbi despre o chestie destul de interesantă, despre o chestie care s-a viralizat în ultimul timp pe internet. Sincer să fiu, nu știu acum cât timp, acum câteva zile bănuiesc. Eu abia acum am aflat de chestia asta și este o chestie interesantă. Deci mai s-a viralizat. Nu știu câți dintre voi vă mai amintiți de acea chestie care s-a viralizat și ea cu rochia respectivă. Era o roche care unii o vedeau, pe care unii o vedeau albastră, unii o vedeau albă, da? Și a fost această polemică, toată lumea zicea o grămadă de chestii. Ei bine, de data asta s-a viralizat ceva asemănător, numai că pe parte sonoră de această dată. Este vorba de o înregistrare audio care este auzită diferit de diferite persoane. Da? O să vă pun și eu aici un video pe care o să-l auziți și ulterior, după ce auziți videoul acesta, vă rog să-mi ziceți în comentarii ce ați auzit, ce cuvânt ați auzit. În principiu, veți auzi ori Yanni, ori Laurel. Sincer să fiu, eu aud doar Yanni, dar o să vă explic imediat de ce poate unii veți auzi și celălalt cuvânt sau oricare altul dintre ele, da? Haideți să pornim videoul. Laurel. 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 Deci ați auzit acest videoclip. Vă rog să-mi spuneți în rubrica de comentarii ce ați auzit, pentru că, la fel cum vă ziceam, unele persoane aud Yanni, alte persoane aud Laurel. Și acum haideți să vă explic toată chestia, după ce ați scris acolo în comentarii ce ați auzit mai exact, să vă explic care e explicația, da? Să vă zic, de fapt, care e explicația. Explicația este următoarea. Urechea umană este diferită de la om la om. Aceasta poate să audă, practic, perceapă frecvențe mai mari sau mai mici și depinde și de vârstă, depinde și de vârsta persoanei, de altfel. Deci asta ce înseamnă? Că automat unii dintre voi veți putea auzi Yanni, pentru că posibil ca și căștile pe care le aveți și așa mai departe să pună prioritate doar pe anumite frecvențe, da? Și alții veți auzi Laurel pentru că la fel poate aveți alte căști, poate auziți diferit, deci asta nu e absolut nimic ciudat, pentru că v-am zis, urechea umană este diferită de la om la om. Să mai puțin să închid rapid aplicația asta. Deci urechea umană este diferită de la om la om. Poate unii dintre voi vă întrebați de ce am făcut videoul ăsta pe acest canal. Ei bine, mi s-a părut destul de interesant și țin cont că este o chestie care s-a viralizat pe internet, de ce să nu fac și eu video despre chestia asta? Deci e foarte, foarte interesantă toată treaba. Aș putea să vă zic că eu aud doar Yanni, am făcut și alte teste și doar Yanni aud, dar am uitat la câțiva youtuberi care au explicat că în momentul în care scazi frecvența acestui clip audio, vei auzi 100% Yanni și dacă o crești cu 30%, atunci vei auzi Laurel, da? Și asta chiar așa este. Ei bine, explicația mai exactă, să zicem, ar fi că frecvențele sau graficul frecvențelor al acestui fișier audio e asemănător și pentru Yanni și pentru Laurel. Deci la diferite frecvențe veți auzi chestii diferite. Și v-am zis, depinde de persoană, depinde de căștile pe care le folosiți și așa mai departe. Dar chiar sunt curios, dacă alte persoane au auzit Laurel, chiar aștept să aud chestia asta. O să vă mai pun încă o dată clipul ca să fim siguri că l-ați auzit cu toții. Laurel. 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 Am văzut o grămadă de chestii amuzante pe internet legate de această chestie. Am văzut unele persoane ziceau că într-o anumită zi aud Yanni, într-o altă zi aud Laurel, asta e genial, aș putea zice. Altcineva spunea că dacă stă cu ochii închiși aude Yanni, dacă stă cu ochii deschiși aude Laurel, adică nu știu ce să zic, e destul de interesantă chestia și abia aștept să vă ziceți și voi în rubrica de comentarii. Cam asta a fost videoul de astăzi. Dacă vreți să mai fac clipuri de acest gen cu chestii care se viralizează pe internet și sunt gen foarte mediatizate, puteți să spuneți în rubrica de comentarii și bineînțeles să distrugeți acel buton de like. Cam asta a fost videoul, eu am fost Emi, voi ați fost pe canalul oficial Tutoriale Gratuite, la revedere!